discutat despre prioritățile pe care le are Ministerul Sănătății în continuare, despre ceea ce avem de făcut conform programului de guvernare, despre situația pe care a găsit-o domnul ministru la aici, despre soluțiile pe care le are pe diverse componente, despre investiții, despre ceea ce înseamnă acordurile cu Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții, astfel încât aceste sume, investiții, bugetul care e mai mare decât anul trecut pe domeniul sănătății, să fie folosite conform priorităților pe care noi le-am prevăzut în programul de guvernare. Care sunt cele mai importante trei puncte care ar trebui urmărite în momentul de față pe sănătate? Investițiile, așa cum v-am spus. Vorbim de acel acord cu Banca Mondială de 250 de milioane, care este extrem de important pentru noi. Spitalele regionale, prinse în programul de guvernare, și în primul rând vorbim de cele trei din acordul cu Banca Mondială și, bineînțeles, tot ceea ce înseamnă problema cealaltă, problema medicamentelor. Mi s-a prezentat în mare, sigur, amănunte o să vă spună domnul ministru și ceea ce vrea să facă ca și strategie în perioada imediat următoare și ceea ce e sau sunt soluțiile pe termen lung, ce a găsit, pentru că lucrurile nu sunt foarte simple la Ministerul Sănătății și trânează de un an de zile anumite probleme care trebuie urgent rezolvat. Un lucru negativ pe care vi l-a prezentat domnul ministru? Păi tocmai vă spuneam că sunt multe care... Păi vă dau un exemplu. Lipsa anumitor medicamente. Ministerul Sănătății a fost notificat, dacă nu mă înșel, din ianuarie anul trecut. În ianuarie ANM-ul a notificat. Anul trecut pe lipsa anumitor medicamente. Nu s-a luat nicio măsură. S-au demarat acum toate procedurile, astfel încât tot ceea ce ați semnalat dumneavoastră, presa, pe anumite componente să fie remediat. Mi se pare cea mai gravă situație. Bolile rare? Da, inclusiv pentru bolile rare. Sunt medicamente care nu au fost aduse pe piață și în momentul de față am demarat procedura. Știți foarte bine că în bugetul de stat am prevăzut buget și pentru bolile rare. Mai ales pe zona copiilor care nu beneficiază în momentul de față de laptele praf, care ar trebui să existe pe piață. Acestea sunt programe ale Ministerului Sănătății și, dar vorbind de bolile rare, până la momentul de față nu au fost bugetate toate cazurile de bolile rare. În momentul de față noi am încercat să acoperim toate bolile rare. Părinții plătesc din buzunar, nu beneficiază de prevederile legale. Nu am astfel de informații. În condițiile în care România cumpără medicamente la cel mai mic preț din Europa și știm cu toții că lipsesc foarte multe medicamente din farmacii și din spitale, este într-adevăr o soluție scăderea prețului dintr-o dată cu 35%? Știu problema, am urmărit-o, a fost dezbatere publică la Ministerul Sănătății, așa cum dumneavoastră știți, în urmă cred cu o săptămână sau cu 10 zile. Toate aceste lucruri vor fi luate... Prețurile, ceea ce spuneți dumneavoastră, vor fi hotărâte și conform a ceea ce noi ne-am propus programului de guvernare, dar în acord și cu producătorii și cu asociațiile de pacienți. Eu știu că la acea dezbatere publică au fost prezente inclusiv asociațiile de pacienți. În perioada imediat următoare, domnul ministru, Ministerul până la urmă va veni cu o soluție astfel încât să nu avem ceea ce spuneți dumneavoastră. Medicamentele să fie scăzute cu 35% într-o singură tranșă, adică n-ar fi o soluție mai bună să fie scăzute am treptat înțeles, în am înțeles ce spuneți. Eu subliniez și am spus mai înainte că tot ceea ce va hotărâ Ministerul Sănătății va fi în acord și cu asociațiile de pacienți și cu producătorii. Noi nu vrem să ajungem în situația în care pe anumite componente să avem distorsiuni în piață. Dar asta va intra și va fi... Știu, asta va fi o chestiune care pe termen scurt o să venim cu soluții.
vă repet, prin dialog și cu producătorii și cu asociațiile de pacienți. În noiembrie s-a pus în funcțiune site-ul medicamentelipsa.ro, unde oricine putea să semnaleze lipsa unui medicament. Li se răspundea oamenilor, era un termen de 7 zile în care se dădea un răspuns concret ce se va întâmpla. De pe 10 ianuarie nimeni nu a mai răspuns, nimănui care a scris eu acolo pe site. Eu îmi permit să răspund cu o întrebare. Apropo de ceea ce am spus mai devreme, acum 2-3 minute, probabil că relaționarea a fost foarte bună, dar soluțiile, apropo de notificările pe care Ministerul Sănătății le-a avut de un an pe lipsa anumitor medicamente, soluțiile pentru rezolvarea acestei lipse au lipsit. Detalii pe toate aceste lucruri o să vă dea domnul ministru și concret. Când au apărut notificările, când s-au făcut, de ce timp de un an de zile Ministerul Sănătății n-a luat nicio măsură, ceea ce a făcut de când a venit ministrul, ce trebuie să facă în continuare, astfel încât situații de acest tip să nu mai avem. Și în legătură cu vaccinurile, când va fi rezolvată, ce face? S-a demarat. În legătură cu vaccinurile, este în procedură de semnare, așa cum v-am spus, noi am primit ieri fila de buget, este în procedură de semnare pentru vaccinul tetravalent, vaccinul hexavalent nu am primit aviz CFP, de control financiar preventiv, pentru că procedura a fost incorrect efectuată, motiv pentru care am demarat în cursul zilei de astăzi, nu puteam să demarez fără buget, o nouă procedură scurtă pentru a achiziționa vaccinul hexavalent și în continuare suntem în căutare de soluții pentru vaccinul pentru hepatită B. Noutate, guvernul nostru și Ministerul Sănătății introduce un nou vaccin, vaccinul pneumococic pentru copii. Până va ajunge hexavalent în cabinetele medicilor. Lipsește de peste 4 luni, iar părinții sunt disperați. Au ajuns să cumpere vaccinul din străinătate. Am avut întâlniri atât cu specialiștii din Ministerul Sănătății, cât și cu firma producătoare și în luna martie vaccinul va fi pe piață, distribuit în toate direcțiile de sănătate publică. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! De zboruri să ne vorbiți, vor fi tăiate. Medicii sunt nemulțumiți. Ce puteți să ne spuneți? Salarizarea, am discutat și despre salarizare cu domnul ministru. Mi-a prezentat situația. Noi, și am spus lucrul ăsta, am spus și la ședința de guvern de săptămâna trecută, toate aceste distorsiuni nu sunt doar în sănătate. Și la educație avem asemenea situații și în alte domenii de bugetare, vor fi rezolvate prin legea salarizării unice, astfel încât aceste distorsiuni, cum spuneam, să fie reglate. Am avut o discuție aparte, Ministerul Sănătății face parte din Comitetul Interministerial care lucrează la legea salarizării unice. Domnule, mulțumesc mult! Circulă informație în spațiu public cum că s-ar pregăti o remaniere. Ce știți? Nu, sunt două posturi care, așa cum știți, care sunt vacante sau, mă rog, ocupate de interimari. Despre asta am vorbit în ultimele zile.